Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Nina Panfili și bine v-am găsit la o nouă emisiune Ochiul Public de la Noroc TV. Vom discuta în această seară despre turism, problemele din turism și care ar fi soluția pentru a le rezolva. Invitații mei din această seară sunt Gabriel Mărgineanu, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Moldova, și Alin Pătru, consultant în turism. Vom avea și o intervenție telefonică a directorului general BB Touring din România, Adrian Voican. Urma să-l avem printre invitați și pe directorul general al Agenției Turismului din Republica Moldova, Stanislav Rusu. Însă dumnealui a solicitat să fie singurul invitat al emisiunii noastre, fapt ce nu este conform formatului Ochiul Public. Bună seara, domnilor, și bine ați venit la emisiunea noastră! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara, bine v-am găsit! Să știți că avem astăzi o misiune foarte grea, să vedem la ce nivel este turismul în țara noastră, dar și peste hotare. Domnilor, datele statistice arată că tot mai puțini turiști vizitează Republica Moldova. Astfel, potrivit Biroului Național de Statistică, numărul acestora a scăzut cu peste 5% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. În scădere este și numărul moldovenilor care pleacă peste hotare. Care este cauza? Din punctul meu de vedere, nu știu sigur exact cum sunt întocmite aceste statistici, pentru că nu este vorba numai de un număr de turiști la care trebuie să ne referim, ci trebuie să ne referim și la valoarea adăugată pe care aceștia o aduc în țară. Din punctul meu de vedere, ca reprezentant la Chișinău unei agenții din România, care se ocupă cu operațiunile locale pentru turiști străini care vin în Republica Moldova, noi credem că mai important este să fie turiști care stau o perioadă mai lungă și care la fața locului aici aduc mai mulți bani și cheltuie mai mult în Republica Scopul Moldova. Scopul nostru ar fi atunci să îi avem aici în țară pe o perioadă cât mai îndelungată. Exact, și să cheltuie cât mai mulți bani, să le oferim servicii nu neapărat costisitoare, dar servicii variate care să-i facă să desfacă portofelul. Uh-huh. Și o părere adici din țară? Deci, de la un specialist din țară. Dacă să luăm în considerație faptul că înainte de a veni la emisiune, am accesat site-ul oficial al Agenției Turismului și am văzut datele statistice din acest an, ianuarie-septembrie. Atunci, atât pe componentul turism emițător, cât cetățenii Republicii Moldova au plecat peste hotare. Deci este în creștere și este în creștere mare comparativ cu perioada precedentă a anului 2015. Atât și turismul receptor, adică cetățeni străini intrați în Republica Moldova, este la fel mai mare cu aproape 33% comparativ cu aceeași perioadă similară a anului precedent, din care considerent apare la mine o întrebare, care date statistice anume au fost luate în considerație și dacă au fost luate ultimele date statistice și care anume indicatori din datele statistice pentru diferite forme de turism au fost luate în considerație la subiectul pe care îl discutăm, astfel încât să ne referim la aceiași indicatori cu toți care discutăm noi. Atunci, în opinia mea personală, din ceea ce eu cunosc pe piață, în special ceea ce țin de membrii Asociației Patronale Industriei Turismului, iar ei sunt cei mai activi în Republica Moldova, atât pe emițător cât și receptor, situația comparativ cu anul precedent totuși este puțin mai bună, adică aș da crezare acelor date care le-am vizualizat astăzi la Agenția Turismului, plus că dacă noi luăm în considerație componenta e-guvernare, unde totuși pe paginile oficiale trebuie să fie informația de care sunt responsabili persoanele care le plasează, eu totuși sper că anul acesta avem ca și număr un număr mai mare comparativ cu cel al anului precedent. Păi da, nu putem să sperăm, dar avem și o statistică, Biroul Național de Statistică este un organ de stat și atunci reiese că nu este credibil. Nu, eu cred că noi pur și simplu trebuie să ne referim foarte bine la numărul de turiști pe forma de turism concretă. Adică dacă la emițător în ce țări și cât și ce perioadă și dacă ne referim în genere la toată populația țării, dacă la receptor, iarăși, pentru că dacă ne referim la același receptor, dacă ne uităm la unitățile de cazare în Republica Moldova, atunci comparativ cu numărul de zile, da, el s-a micșorat și avem în datele statistice, adică a venit un număr mai mare de turiști, iar ca în nopteri a fost puțin mai mic comparativ cu anul precedent. Dar dacă și atunci trebuie să fim foarte concreți în a veni cu detaliile respective. Iar dacă ne referim la numărul total de cetățeni străini care au intrat în Republica Moldova, este evident, sigur, și astea sunt și datele de la serviciu VAMAL, că ele sunt în creștere.
Deci în Republica Moldova, ianuarie păi atunci, 2016... Reiese că un cetățean străin intră doar în țară și în aceeași zi pleacă din țară sau cum? Nu, nu. Media cetățeanului Republicii Moldova ca și număr de nopteri în unitățile de cazare din Republica Moldova este de aproximativ 7 zile, iar un cetățean străin este de 3 zile, 3 nopți, mai bine zis. Din care considerent, dacă să ne raportăm la o perioadă precedentă, poate să fie 100.000 de turiști, dar dacă eu am noptat 4 zile, se primește... Atunci suntem în creștere. Da, sigur, totuși. Sigur. Deci, domnul Petru? Eu trebuie să atrag atenția spre un punct pe care îl văd mai bine venind din afara țării și încercând să fac aici afaceri, este problema fiscalizării serviciilor turistice. Din păcate, multe unități de cazare, mai ales din zona rurală, nu toate, nu trebuie să generalizăm, dar există destul de multe astfel de cazuri care nu fiscalizează sau nu declară datele reale. Așa s-ar fi atunci o problemă. Și este o problemă pentru că atunci am automat statistica nu este cea corectă, de aceea există această discrepanță între numărul de turiști care intră în Republica Moldova și de asemenea există câteva zone ale Republicii Moldova din care datele nu sunt corecte sau nu pot fi cu adevărat cuantificate. Știți foarte bine despre ce este vorba, dar care sunt promovate din punct de vedere turistic și care sunt căutate către turiștii din străinătate care vin în Republica Moldova și mă refer foarte mult la stânga Nistrului. Domnilor, atunci, o să revenim atunci la Transnistria, chiar acum m-ați intrigat, dar vreau să vă întreb, acum 2 ani, Agenția Turismului din Moldova a lansat un spot de promovare a țării. Acesta a fost criticat de către societatea civilă pentru neprofesionalism la realizare. Acesta totuși a costat peste 100.000 de lei. Voi cei din turism, ați simțit cumva beneficiul sau fiindcă totuși am văzut că nu au dat năvală turiștii în țara noastră? Cu o floare nu se face primăvară. Un spot nu este automat cel care poate genera sau nu trafic turistic sau interes. Este vorba de o întreagă campanie. Aici trebuie să menționez rolul ANTRIM, Asociației Naționale de Turism, Receptorul Republica Moldova, care gestionează proiecte foarte bune pe partea de promovare externă a Republicii Moldova. Acest lucru se vede foarte bine la târgurile de turism din străinătate, unde Republica Moldova, chiar dacă este prezentă cu standuri mici, în cooperare cu ANT, este foarte vizibilă, este foarte căutată. Noi, ca operatori bazați în Iași, foarte aproape de graniță, beneficiem și noi de această imagine pozitivă pe care Moldova o are în exterior. Așa că nu pot să spun că un spot este scump sau ieftin, pentru că nu poate fi neapărat izolat de o întreagă campanie de promovare. Dacă doar spotul a costat acești bani, trebuie cumva să existe niște justificative în spate. Dar cred că el a făcut parte dintr-o campanie mai largă de promovare. Și totuși am simțit noi cumva un beneficiu în urma acestui spot, domnul Mărgineanu. Deci aici chiar cunosc subiectul respectiv, dar o să revin și la partea cu datele statistice încă o dată suplimentar. Deci proiectul spotului, care a fost cu regret la etapa inițială plasat pentru vizualizare de către cei interesați, a fost unul slab, a fost foarte criticat. Domnul Filipski, președintele Federației Promovarea Turismului din Republica Moldova, a fost primul care a atenționat la faptul că este un spot slab. Practic toți cei care se ocupă cu componentul ăsta de mediatizare, de promovare, au susținut această opinie. Noi, la fel, am fost de acord că este cam slab. Ceea ce la o etapă imediat următoare, la acel moment era încă Nicolae Platon, director general al Agenției Turismului, a luat în considerație aceste obiecții, propuneri, doleanțe, sigur, nu din plăcere, și a ajustat spotul respectiv publicitar. În paralel a venit și ANTRIM-ul cu partea sa de finanțare din partea donatorilor străini, astfel încât în formulă finală a fost un spot bun, sigur mult mai scump decât ceea ce ați menționat dumneavoastră, însă suficient de bun pentru a fi promovat inclusiv la Euronews ceea ce a fost făcut. Deci pe componentul ăsta, la momentul imediat următor, s-a luat în considerație opinia specialiștilor din domeniu, s-a ajustat și am ajuns la un spot destul de bunișor în care a fost luată în considerație anume novația de ultim moment și anume Pomul Vieții, ca și brand național turistic. Dar în general, un spot video are un factor decisiv în cadrul programului sau procesului de promovare a țării? Da, în măsura în care este plasat corespunzător. Un spot este doar un mic component din tot ce este, comparativ cu materiale promoționale, cu participări la expoziții tematice, cu
prezentări în cadrul diferitor ateliere, la Promexpo, la Londra. Chiar aș zice că dar, sunt importante. Dar spotul, și am discutat, și plus că trebuie să cunoască și publicul, nu este doar spotul de 15 secunde. Deci a fost o abordare mai complexă, unde a fost pentru diferite categorii și pentru diferite modalități de expoziții, de participări, un spot mai micuț, de vreo 3, de vreo aproape un minut și de vreo 3 minute. Adică a fost elaborat programul de promovare astfel încât să fie spoturile targetate pe acel format de expoziții sau de promovare care ar da cel mai mare eficient. Și atunci spotul ăsta micuț, noi vorbim despre promovare prin intermediul unor televiziuni, inclusiv internaționale, acolo unde costurile sunt foarte mari și atunci el ar trebui să fie foarte micuț, foarte scurt, complex, clar, da. Să fie și imaginea. Până în final noi am ajuns sau agenția turismului, sau Antrim cu agenția turismului au ajuns, a venit cu un spot destul de bun. La o etapă ulterioară, după ce au luat în considerație criticile aduse la etapa inițială. Propun acum să trecem la partea legislativă din țara noastră. Legea Republicii Moldova în domeniul turismului și cadrul general de reglementare favorizează cumva dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv în turism. Da, discutabil, vedeți care este chestia. Asociația Patronală a Industriei Turismului a fost asociația care a creat cele mai mari probleme și la moment mai este foarte incomodă nu doar Agenției Turismului, dar inclusiv și Ministerul Economiei și Guvernul Republicii Moldova, în parte și ține de domeniul turismului, pentru că noi venim să spunem ceea ce nu este bine și cu ceea ce nu suntem de acord și ceea ce trebuie modificat pentru a fi mai bine. Aici se poate deveni cu foarte multe critici, pentru că legea cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice nu a suportat acele modificări pentru a se ajusta la cerințele, la necesitățile actuale. Însă, dacă să fim sinceri și să luăm în considerație procedura legislativă, și anume care sunt etapele de promovare unui act legislativ, fie că în redacție nouă, fie că modificări și completări la acesta, atunci trebuie să spunem că am avut mai multe guverne, iar un act legislativ, atunci când trece o etapă și ajunge pe la avizarea la toate ministerile, după ce componentul anticorupție trece prin ghiliotină la grupul de lucru ce sunt de activitatea de întreprinzător și ajunge la guvern, guvernul se dizolvă cu regret în Republica Moldova. Procedura obligatorie pentru toate actele legislative este că procesul se începe de la început. Și atunci noi cu regret câte guverne am avut, atâtea am avut etape. Da. Și atunci încercare de a dezvolta. Aș vrea să critic, am cu ce să critic situația care este în partea și de reglementare activității. Însă autoritatea nu ar putea să facă mai mult decât ce a făcut. Și nu este vorba de domnul Stanislav Rusu, care este director acum, sau Nicolae Platon, care a fost precedent. Ei, în măsura competențelor, atribuțiilor funcționale, au reușit să facă tot ce depindea de ei în calitate de conducător a autorității respective. Dar situația politică a fost de natură ca să nu ne creeze nouă o situație favorabilă pentru a promova modificările absolut necesare nouă, deși modificările sunt corecte pentru să se scot voucherele, inclusiv se scot numărul de turiști obligatoriu care trebuia să-i aducă agențiile de turism în țară, pentru agențiile de turism 50 de persoane pe an, iar pentru operatorul 100 de persoane. Deci sunt niște 50 chestii. De persoane pe an? Da, pe an, în mod obligatoriu. Și dacă nu reușai să... Este un număr foarte mic. Este un număr extrem de mic, însă atunci când pentru tine ca un agent economic aceasta nu este o prioritate și statul te impune să faci chestia asta, atunci eu nu sunt sigur că dumneavoastră ca agent economic o spune că asta este democratic și corect. Pentru că de fapt este o intervenție abuzivă a statului de a-ți crea un impediment în activitatea ta. Tu vrei, aduci. Tu nu vrei, nu aduci. Pentru că te interesează venitul. Bun că a fost o intenție nobilă a statului a promova turismul receptor. Însă cred că nu a fost abordarea corectă. Deci aici ar fi trebuit să vii cu alte stimulente și facilități pentru a dezvolta domeniul ăsta, nu atât anumite restricții sau obligații de a respecta de către agenții de turism pentru a atrage. Aici cumva... Domnul Petru, și opinia dumneavoastră din punctul nostru de vedere, cea mai mare problemă pe care o agenție de turism
în relația cu partenerii externi este faptul că aici, în Republica Moldova, încasarea cash în valută este, sau în altă valută decât, în altă monedă decât moneda națională, este, nu este permisă, ceea ce creează impedimente, mai ales în momentul în care se achiziționează pachete de la parteneri străini, se pierde foarte mult la cursul valutar, agențiile locale sunt foarte vulnerabile în fața acestor diferențe de curs valutar de la o zi la alta. Și s-a resimțit acum câtva timp, când a fost acea mare cădere de curs valutar. Am avut parteneri din Republica Moldova care trebuiau atunci să achite către... Atunci ar trebui modificată legea, da, în cazul agențiilor de turism ar trebui permisă încasarea în valuta în care urmează mai departe să achite și operatorul economic către partenerul din străinătate în numele turistului. Pentru că altfel este aproape imposibil să păstreze o marjă de profit reală. Agențiile sunt forțate să meargă pe comisioane un pic mai mari, asta se resimte până la urmă în buzunarul clientului. Eu risc telespectatorii să creadă că sunt cumva o persoană care apără interesele agenției turismului, nici într-un caz nu este așa. Mă interesează agenții de turism și operatorii, membrii mei care sunt agenții de turism mici și medii pe piața Republicii Moldova, nu mari, însă în parte și ține de această problemă. Noi am sesizat de mai demult Autoritatea Publică Centrală, iar acum Agenția Turismului a întreprins deja două activități principale pentru a cumva începe soluționarea problemei respective. Și anume, a fost prima ședință în genere în Republica Moldova cu prim-ministru, care a fost undeva cu vreo lună jumătate în urmă, iar recent, cu două săptămâni în urmă, a fost a doua ședință la Consiliul Economic pe lângă prim-ministru, unde s-a discutat trei subiecte importante, iar din aceste trei subiecte, unul a fost exact acesta, ca agențiile de turism pentru pachetele turistice, atunci când turistul vrea să plece peste hotare, da, emițător să poată să achite pachetul în valută, doar dolari și euro, este suficient, ar hotărâ cumva problema respectivă. Inclusiv aceeași situație se referă și la hotele pentru pachetele, pentru ceea ce plătește turistul străin atunci când vine la cazarea Republica Moldova. Sigur că este o chestie care este susținută de asociațiile în domeniul turismului. Tot mediul respectiv, agenții economici și respectiv este promovată de agenția turismului. Și în cât corect timp ar putea să fie luată o decizie în acest sens? Vedeți care este chestia, că au fost reprezentanți specialiști foarte buni de la Inspectoratul Fiscal, de la Ministerul Finanțelor și atunci dacă noi am avut o poziție unică și am pus presiune pe Inspectoratul Fiscal, prioritatea statului rămâne acumulările la buget și faptul că nu cumva unele activități să fie preluate de către alte entități juridice, și anume ceea ce fac instituțiile financiare, exchange-urile, și aduc un venit la bugetul de stat, să nu fie făcute de hotele și atunci să fie cumva prejudiciat anume bugetul de stat. Acesta este subiectul. În fine, la finalul acestei discuții, Inspectoratul Fiscal, reprezentanții, dar doar ca reprezentanți, nu semnătura finală a ministrului, au acceptat această propunere ca fiind una motivată și suficient de, hai să spunem așa, de calculată, încât să poată primi un aviz pozitiv la o etapă ulterioară când ajunge la el la avizarea proiectului de lege respectiv. Sigur că a fost încă un component foarte important și diminuarea taxei pe valoare adăugată pentru unitățile de cazare în Republica Moldova. Noi avem cele mai mari costuri la cazare în Republica Moldova comparativ cu vecinii noștri și nu doar, poate aproape chiar nu din Europa, dar inclusiv și din lume aproape, cu raportul preț-calitate. Și asta ar fi iarăși un stimulent pentru a veni cu prețuri mai mici la unitățile de cazare în Republica Moldova, care sunt oneste și, într-adevăr, arată datele corecte. Ar putea să diminueze. Și care este costurile, reacția cetățenilor străini când aud prețurile de cazare aici la noi în țară, fiindcă sunt chiar în unele cazuri sunt chiar prea mari, da, în comparație cu alte țări, da, care au ce arăta? Din punct de vedere al tarifelor, reacția cetățenilor străini variază foarte mult din punct de vedere al destinației din care acesta vine. Pentru că dacă este un cetățean obișnuit ca în țara lui să fie tarife foarte mari, s-ar putea să nu se uite la tarifele din Republica Moldova. Da, și putem să ne referim la cine? Japonia, de Germania? Exact, da. Japonia, țările asiatice mai ales, Germania, Marea Britanie. În schimb, dacă este un cetățean din zona centrală a Europei sau un cetățean care se uită cu atenție la bugete și verifică pe sisteme internaționale tarifele de cazare, în momentul în care faci un pachet turistic,
iar camera ajunge să coste 70-80 de euro, cu tot ce înseamnă comisioane agenției turism și ale operatorilor, pentru că până la urmă toată lumea trebuie să câștige, nu putem să lucrăm gratuit, se va uita de două ori. Asta și pentru că oficial Republica Moldova apare ca cea mai săracă țară din Europa și lumea se așteaptă deja la niște tarife mai mici, tarife și prețuri din acest punct de vedere mai reduse. Există discrepanțe mari la tarifele de cazare, există cazare foarte ieftină în zona rurală și cazare foarte scumpă în anumite Chișinău. Dar cine stabilește prețul? Este competitiv, este o zonă competitivă. Fiecare operator are dreptul să-și stabilească prețurile și fiecare își stabilește în funcție de costuri. Și în același timp și de fiscalizare. Asta este aceeași problemă de care spuneam. Se întâmplă destul de des, să pățim situația în care se spune doriți documente în momentul în care cerem o ofertă. Și pentru noi, ca operatori, veniți dintr-o piață în care această întrebare nu mai există de ceva timp, este șocant. Automat, asta afectează și tarifele de cazare. Cei care lucrează corect vor avea tarife întotdeauna mai mari un pic. Atunci să înțeleg că cetățenii străini rămân totuși cumva marcați în momentul când aud prețul cazării în Republica Moldova. Se uită pe mai multe sisteme și aleg întotdeauna tariful cel mai mic. Asta este în detrimentul operatorilor de turism, mă refer la agențiile receptoare, care întotdeauna vor avea un tarif legal, corect, din toate punctele de vedere, pentru că așa știu să lucreze și trebuie să ia în calcul toți acești factori. În momentul în care turistul merge direct la unitatea de cazare, s-ar putea la final să nu primească toate documentele în regulă și de aici avem și acea problemă legată de statistici. Depinde foarte mult cum se reglează legislația, astfel încât să fie încurajată fiscalizarea și să fie încurajați antreprenorii să lucreze corect, pentru că ei trebuie să simtă că primești din partea statului ajutor pentru acest chiar lucru. Recent, pare mi se, era o știre, precum că mai mulți agenți economici au fost sancționați, amendați, pentru că au scris ei în actele lor sau au afișat afară la hotel, au denumirea de hotel, nu de pensiune, 3 stele în loc de 2 stele și tot așa. Atunci, cine este în drept să verifice egalitatea acestor schimbări, modificări? Deci, aici avem o situație foarte clară și ea este aceeași pe toată durata acestor 25 de ani de independență a Republicii Moldova, și anume că până la urmă o ordine în tot sistemul nu a fost făcut. Deci, responsabil de clasificarea unităților de cazare este Agenția Turismului, care nu poate fizic să acopere toate entitățile respective. Deci sunt alte autorități care ar trebui să intervină și să aplice sancțiunile în cauză. Doar că sancțiuni pecuniare, deci economice, pentru această categorie de persoane juridice, de unități de cazare, este foarte limitată în Republica Moldova, și atunci beneficiind de această lacună și, hai să spunem așa, s-a lăsat ca nefiind prioritar acest domeniu, acest component. Ei nu erau sancționați și fiecare își punea steluțele sale cum își dorea. Asta perfect. Era totuși un număr totuși perfectă. Mic de unități de cazare comparativ cu numărul total pe țară. Dar cele care erau clasificate de Agenția Turismului și toate autoritățile care au fost în domeniul Ministerul Culturii și Turismului, Departamentul de Dezvoltare a Turismului, Agenția Națională a Turismului, la diferite etape. Deci ele se clasificau totuși ținând cont de criteriile care erau indicate în hotărârea de guvern referitor la clasificarea unităților de cazare, și atunci în Republica Moldova unitățile clasificate, ele corespund cu cele clasificate în toată lumea, în Europa, criteriile de clasificare în Republica Moldova fiind chiar foarte rigide. Dacă să ne referim la cele din mediul rural, chiar mai rigid decât în Polonia sau în alte țări, unde sunt și anumite facilități pentru cei din mediul rural, unde să fie stimulat acest domeniu. La noi se vorbește mulțumesc, mult de stimularea mediului rural, însă avem și legătură acum, da. Dacă îmi permiteți. Cei mai mulți turiști care au venit în Republica Moldova sunt din România, peste 18%, iar moldovenii noștri au preferat să ajungă mai mult în Turcia, Bulgaria, după care România. Îl avem acum prin telefon pe directorul general al agenției BB Touring din România, Adrian Voican, unul dintre operatorii de peste Prut, care a fost implicat în mai multe proiecte de promovare a turismului din România și Republica Moldova. A organizat mai multe infotripuri și workshop-uri pentru cei din turism. Domnule Voican, bună seara și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bună seara, vă spun de la Varșovia, de la Târgul de Turism din Polonia.
Cu drag. Domnule Voican, cum explicați faptul că românii ne vizitează țara, dar moldovenii mai puțin? E vorba de prea puține proiecte de vizibilitate redusă externe? Nu, cred că oamenii din Republica Moldova vin în România. De foarte multe ori însă vin independent, călătoresc individual și nu sunt prinși în statistici decât cei care călătoresc prin agenții de turism eventual. Eu nu am simțit o creștere a vizitelor făcute de turiștii din Republica Moldova, dar avem răbdare. Nici conjunctura economică sau internațională nu este foarte favorabilă în acest moment. Atunci vreau să vă întreb, ce lipsește turismului din țara noastră? Să fie cel puțin de la nivelul celui din România? Cred că trebuie puțin mai mult curaj. Trebuie o comunicare constantă pe elementele principale și succesul va veni. Ați fost prezent la mai multe ediții ale târgului de turism din țara noastră și ați organizat chiar și workshop-uri. Cât de deschise sunt autoritățile în domeniul din Moldova și în ce măsură sunt pregătite ele să ia experiența din România? Nu știu dacă autoritățile sunt elementul cheie, ci relația unul la unul, relația de business între agențiile din Republica Moldova, turiștii moldoveni și tur operatorii din România. Din punct de vedere al autorităților, faptul că mulți cetățeni ai Republicii Moldova au cetățenie română a ușurat foarte mult circulația. De partea cealaltă, probabil că există încă o necunoaștere a pieței de turism din România, s-a călătorit puțin, lucrurile se schimbă în fiecare an. Noi ne-am constatat, de exemplu, că anul acesta când am lansat Enciclopedia Vacanțelor în România, un volum de 700 de pagini despre destinația România, tot ce a fost în ediția anterioară, acum 2 ani, nu mai era valabil nici în proporție de 10%. Hotelurile sunt foarte dinamice, se construiesc hoteluri noi, se renovează, schimbă denumirea, se înscriu în lanțuri internaționale, se schimbă managementul, apar serviciile de all-inclusive, se construiesc noi restaurante, noi centre spa, piscine, plajele s-au schimbat în România, apar noi pârtii de ski, instalații de transport pe cablu, se renovează, se modernizează orașe, stațiuni și lucrurile sunt foarte dinamice. Și atunci probabil că nu ținem pasul din punct de vedere al informării cu acest ritm de dezvoltare. Cred că suntem două țări foarte apropiate și ca limbă, nu numai geografic, și că este imposibil ca turismul dintre cele două țări să nu se dezvolte. Domnule Voican, vreau să vă mai adresez o întrebare. O autostradă care se lege de Transilvania, ar fi scânteia care ar putea duce la dezvoltarea explozivă a țării noastre? O colaborare între aceste două țări? O idee extraordinară, care sună foarte bine. Orice dezvoltare a infrastructurii, fie că e vorba de șosele, de autostrăzi, poate mai mult, sau chiar de zboruri directe, la prețuri low cost, poate să dezvolte foarte repede turismul în ambele țări. Și acum vă rog un mesaj pentru turiștii moldoveni. De ce trebuie să aleagă aceștia România? Am spus, avem cultură comună, avem istorie comună, avem o limbă comună, suntem țări învecinate. Întotdeauna între două țări învecinate există și comerț, și transport, și turism. Este ceva natural. Domnule Voican, chiar vă mulțumim pentru informații. Vă așteptăm cu mare drag și în platoul Noroc TV când aveți ocazia. Seară bună să aveți! Cred că deja a fost întreruptă legătura. Domnilor, am aceeași întrebare și pentru dumneavoastră. De ce românii totuși vizitează număr mai mare Republica Moldova, iar moldovenii la acest capitol sunt în urmă? Pune un pic lucrurile din alt punct de vedere. Există un număr foarte mare de cetățeni moldoveni care vizitează Republica România, dar în același timp există foarte mulți din acești cetățeni moldoveni utilizează pașaport românesc la intrarea în România, astfel încât în datele statistice românești ei nu vor apărea ca turiști străini.
Este foarte bine cunoscut faptul că Valea Prahovei, mai nou inclusiv zona Bucovina, pe perioada sărbătorilor de Ritu Vechi sunt ocupate mai ales de turiștii din Republica Moldova și bineînțeles și alte țări care sărbătoresc în luna ianuarie marile evenimente anuale. Asta ar fi una dintre cauze. În același timp, românii, da, au început să fie din ce în ce mai curioși față de Republica Moldova și deodată cu deschiderea granițelor și ușurarea accesului, trecerii frontierei pe baza cărții de identitate, au început să vină. Republica Moldova încă are un deficit de imagine, din păcate, între foarte mulți români. Este un lucru la care trebuie lucrat, poate la fel de mult ar trebui lucrat în România asupra imaginii Republicii Moldova din punct de vedere turistic, așa cum se lucrează și în Polonia și în celelalte țări din vestul Europei. Dar iată că a început să crească traficul, se vede acest lucru și în Chișinău, se vede acest lucru și la cramele din jurul capitalei. Nu vom da nume pentru că sunt până la urmă un mediu concurențial. Dar da, moldovenii merg în Republica Moldova, merg destul de mult. BB Touring este o agenție care este foarte activă de câtva timp deja aici, însă este destul de greu să-i percep pe turiștii moldoveni în statisticile românești ca străini sau români. În același timp, mai trebuie luat în calcul faptul că agențiile din Republica Moldova au tarife de multe ori preferențiale în zona montană din România, tarife mai bune decât cele pe care le obțin agențiile locale. Da. Acest lucru se întâmplă, este... Dar nu e mai ieftin? Da, este mai ieftin decât dacă... Este mai ieftin să cumperi în Republica Moldova un sejur în perioada sărbătorilor de iarnă decât să cumperi același pachet direct din România. Există niște facilități fiscale care automat intră în calcul în momentul în care o agenție de aici achiziționează din România. Tarifele de transport sunt un pic mai reduse, astfel încât un turist moldovean care cumpără de pe piața de Chișinău, de la o agenție din Chișinău, s-ar putea să aibă surpriza și mai mult ca sigur va avea surpriza să cumpere mult mai ieftin decât dacă va cumpăra la o agenție puternică din România, nu doar la o agenție, să zicem, mică sau direct la hotel. Și aceasta este vorba nu doar de chestiile stațiunile montane, este vorba și de componentul balneo. Exact. Deci pe componentul balneo, după un tur excepțional, informațional pentru mediul de afaceri din Republica Moldova, majoritatea colegilor noștri din domeniu au obținut de la 10 până la 25% mai ieftin, mai mici prețurile comparativ cu cele care le au agențiile turiștilor, operatorii din România, la stațiunile balneo din România. Și luând în considerație diferența de ceea ce avem în Republica Moldova cu ceea ce avem în România pe balneo, atunci cu raportul preț-calitate este mult mai bun în România, adică comparativ cu Nufru Alb, cu Codru, cu Bucuria din Republica Moldova. Da, deci ce aici se oferă la Borsec, la Căciulada Calimănești, la Băile Herculane, la Băile Govora și așa mai departe, deci sunt mai mici decât cele din Republica Moldova. La niște condiții europene, Băile Felix, în genere, ultimul component, ultimul bloc, este unul din cele mai performante în Europa, adică peste 26 de milioane de euro investiții doar deci într-un bloc, cu toate componentele respective, cu piscină foarte mare, cu distracții, cu tot ce are nevoie la odihnă o persoană care vine din Israel și cunoaște cel mai înalt nivel, el îl obține în România. Deși cetățeanul Republicii Moldova obține un serviciu foarte bun în România, la nivel european, la un preț foarte, foarte mic. Foarte bun, nu putem spune mic. Asta în condițiile în care distanțele în România, cel puțin față de Republica Moldova, s-au comprimat. Acum aeroportul din Iași are foarte multe curse interne foarte ieftine, practic un Oradea, dacă vorbim de Băile Felix, este aproape la fel de ieftin ca un bilet de tren, dar vorbim de 40 de minute de avion. Da, eu am fost cu 2 săptămâni în urmă în Israel, deci am plecat de la Iași și atunci undeva la 80% din cei care erau în aeroport, toți erau din Republica Moldova. Asta este iarăși un moment de conexiune între state care ajută foarte mult și atunci prețul carburantului fiind mai mic în Republica Moldova iarăși ajută foarte mult la numărul de vizitatori din România în Republica Moldova. Vin în țara pentru a-și face plinul. Da. Și asta ar fi. Și aș cumpăra câteva alimente. Există acest turism de weekend foarte puternic în ambele sensuri. Nu trebuie să uităm că Iașul este acum practic un pol în ceea ce înseamnă turismul de shopping. În fiecare weekend sunt 4-5, minim 4-5 autocare ce pleacă de la Chișinău către Iași. Asta sunt minim, pentru că de obicei sunt peste 10-15.
Practic centrul Iașului este blocat de autocare și de mașini din Chișinău. Dacă vreți să vedeți pe cineva din Chișinău și nu v-ați de mult cu el, mergeți duminica la Palace la Iași. În același timp și dinspre România există un trafic foarte puternic. Doar pe frontiera, weekend, cumva. Pe zona de frontieră, pentru aceste mici cumpărături, da? Dar în același timp... Pentru a ajunge în frontiera, mai mult durata de așteptare la întoarcere spre România. Da. Practic sunt probleme pe fluxul de intrare în România. Acolo durează foarte mult, de multe ori foarte mult acest control vamal. Este și, bineînțeles, și graniță de intrare în Uniunea Europeană și acest lucru, într-un fel, explică aceste durate mari de așteptare, dar în același timp există și foarte proastă organizarea în ceea ce înseamnă puncte de frontieră pe partea românească. În perioadele de vârf în care pleacă cetățenii moldoveni către zonele turistice din România, mă refer în luna ianuarie, de asemenea și în luna august-septembrie, se ajunge și la 7-8-9 ore de așteptare la vamă. Anterior ați menționat că mulți turiști, cetățeni străini, vin în Republica Moldova pentru a vedea Transnistria. Este adevărat. Este foarte adevărat. Din care țări atunci ar fi mai cointeresați de a vedea partea de peste Nistru? Vorbim în primul de Suedia, pentru că există o legătură istorică între Suedia și Tighina, dar în același timp foarte mulți turiști pe care am operat anul acesta pentru agenții din România, pe care am ajutat practic să aleagă serviciile unor operatori locali, au venit în tururi de 10-12 zile care includeau România și Republica Moldova. Foarte mulți din ei erau a doua sau a treia oară în România, poate chiar a doua în Republica Moldova, dar alesese aceste sejururi, aceste tururi, pentru că aceste pachete includeau data aceasta și Transnistria. Este o zonă care... Sunt cazați în Chișinău. Nu, sunt cazați aici în Chișinău. Se fac practic drumuri de o zi. Sunt etape în aceste tururi. Sunt foarte interesați de faptul că sunt locuri puțin cunoscute. Este un anumit element de inedit, chiar un pic exotic. Pentru foarte mulți dintre ei este ceva nou, este o situație politică aparent incredibilă pentru foarte mulți dintre ei. Și da, am avut inclusiv un tur specializat, erau niște domni din Franța, vârsta 50-60 de ani minim, care practic participau la o școală de geopolitică și au venit să vadă pe viu ceea ce se întâmplă, pentru că sunt lucruri care există acum și sperăm noi că nu vor mai exista în curând astfel de situații. Există și lucruri frumoase de văzut în stânga Nistrului, există complexe de vinificație, există mănăstiri frumoase în partea aceea, este păcat să nu fie promovate, însă din punct de vedere operațional există o problemă foarte mare legată de fiscalizarea serviciilor achiziționate acolo. Da, deci practic este doar un tur informațional de o zi în partea stânga Nistrului. Exact. Se vizitează Tighina, se vizitează... orașele Bender și Tighina, Tiraspol, cetatea din Tighina, se merge la Noul Neamț la mănăstire, se mai vizitează și una sau două vineri și apoi ne-am să vorbim acum și despre cadrele din turism. Cât de pregătite sunt ele și dacă sunt bune pentru industria turismului? Eu am avut o experiență foarte plăcută legată de colegii din turism din Republica Moldova. Avem agenții cu care lucrăm aici de 4 ani deja, aproape 5 ani. Asociația Turism Receptorii Republica Moldova are niște membri cu care, sincer, eu mă mândresc că pot să lucrez la același nivel, de la care chiar învățăm, sunt lucruri pe care le-am învățat de la colegii din Republica Moldova în turism. Sunt agenții foarte experimentate, colegi foarte buni. De asemenea, pe turismul de vacanțe, agențiile din Republica Moldova au foarte mulți profesioniști, se lucrează într-un ritm care pentru România este incredibil. Sunt colegi foarte buni, foarte bine pregătiți în turism, inclusiv în partea aceasta. Ce ducem, simțim noi lipsa în momentul acesta? Pe turismul receptor ducem lipsa de ghizi în continuare. Este nevoie de ghizi. Sunt ghizi foarte buni, foarte bine pregătiți, cu experiență. Dar având în vedere că turismul receptor este în creștere, este nevoie de și mai mulți ghizi și este nevoie de o reglementare clară a modului de fiscalizare. Aceeași problemă cu fiscalizarea, pentru că este de multe ori foarte dificil să obții documentele justificative contabile pentru serviciile prestate de ghizi de turism. Dar salariul este unul motivant măcar pentru un ghid, fiindcă... Tarifele percepute de ghizi depind de la experiență, de la gradul de ocupare al acestora în timpul verii și din punct de vedere al tarifelor la nivel internațional se poate câștiga foarte bine. Domnul Mărgineanu, sunteți de acord? Avem specialiști în țara noastră? Da, a fost așa un laudatio pentru noi din partea colegului
Aș vrea să punem câteva categorii ca să ne fie mai clar cam ce avem și cum. Adică cei care lucrează în agențiile de turism, cei care lucrează în unitățile de cazare, cei care lucrează cu transportul, cei care imediat absolvesc instituțiile de învățământ și se angajează la respectivii subiecti care promovează domeniul turismului. Și atunci, dacă să ne referim la etapa inițială, atunci când vine tânărul specialist de pe băncile universității la serviciu, noi avem o situație destul de delicată și destul de neplăcută. În pofida faptului că nu avem suficient specialiști în agențiile de turism, totuși studenții vin după practicile care chiar le-au făcut, destul de nepregătiți în agențiile de turism și atunci agențiile de turism ale noastre au nevoie de cel puțin jumătate de an pentru a învăța chestiunile practice. Avem și facultate de turism. Avem și facultate, avem și masterat. Nu sunt atât de pregătiți. Experiența nu o poți învăța, experiența poți doar să o acumulezi. Din păcate și în munca din turism este o muncă ce necesită foarte multă comunicare, să începi să percepi modul în care un turist își dorește anumite lucruri, să poți să pui întrebările necesare. Este un lucru care se învață doar lucrând în agenție. Experiență. Nu ai cum să le înveți de pe băncile școlii. Sunt întrebări pe care devin automatisme la o persoană cu experiență de muncă în agenție, dar care la început, până înveți aceste lucruri, sunt mici detalii care contează. Pentru o doamnă contează foarte mult, să zicem, cum este nisipul pe plajă sau dacă există un loc de joacă, sigur, pentru copii. Să cunoști detaliile. Dacă care vine un domn în agenție să achiziționeze același pachet, dacă nu îi punem aceste întrebări, s-ar putea să nu pună întrebarea aceasta acasă. Să fie un vânzător bun. De unde primești, de fapt, acordul pentru achiziție. Sunt lucruri care contează. Domnilor, și atunci, dacă ne referim la cei care deja se duc nu la agenții de turism, dar la unitățile de cazare, situația este și mai delicată decât în primul caz. Părea că pare să fie mai simplu. Nu e adevărat și anume de ce. Și noi am, asociația noastră a fost contactată de colegi de peste hotare, a le găsi personal, vorbim de mare număr de persoane și de contracte serioase. Și atunci niciodată n-am putut să onorăm acele solicitări de număr, perioadă și așa mai departe de persoane la un salariu, destul de bun de la 500 de euro în sus. Peste hotare. De ce e că cei care fac bine practica, învață, se pricep, muncesc, sunt responsabili, și bani. Ei deja, fiind studenți, sunt angajați în Turcia, Grecia, Cipru, Statele Unite și alte țări. Deci tinerii noștri care învață și fac studiile la turism, servicii hoteliere și sunt disciplinați, responsabili, au făcut practica peste hotare, în orică, întrebă sau asta, ei sunt angajați deja până la absolvire peste hotare. Bine. Comparativ cu ce aici considerăm noi bine, că acolo sigur că încep de la cel mai puțin, inclusiv și mai puțin decât cei care sunt originali. Dar au posibilitatea de a avea o creștere profesională. Da. Sigur, asta și îi motivează foarte mult și adică director de hotel peste hotare. Domnilor, care turism este mai dezvoltat în țara noastră sau este mai căutat, urban sau rural? În momentul acesta, din punctul de vedere al celor care aducem turism în Republica Moldova, eu pot să spun, venind din exterior, că Moldova încă mai vinde autenticul. În România sau în alte țări din estul Europei se vinde tradițional. Practic s-a trecut la următoarea etapă, totul a început să fie cosmetizat, am început să îmbrăcăm totul frumos, să pară autentic, dar totuși este tradițional. Nu mai este acea ospitalitate reală a omului de la țară. Este o comoară ceea ce are Moldova, faptul că în momentul acesta se poate face turism rural, se poate face turism rural cu oameni care simt că se bucură că văd un turist, un oaspete la ei acasă. Este o componentă foarte puternică a imaginii Republicii Moldova din punct de vedere turistic, de aceea avem și acest brand, practic devine un brand național acest pom al vieții. În același timp, din punct de vedere al turismului urban, Chișinăul devine foarte interesant, este un oraș dinamic, este un oraș tânăr, este un oraș foarte bine legat din punct de vedere al conexiunilor aeriene. Operatorii aerieni, operatorul aerian național este unul de calitate, lucrurile se mișcă și încet, încet se va ajunge la un echilibru. Pentru că nu poți avea grupuri de turiști care să fie cazați toată perioada doar în zona rurală și nici turiști care să dorească să vină în acest moment doar pentru zona urbană a Republicii Moldova. Este un echilibru. Practic se completează una pe cealaltă foarte bine. Dar ofertele turistice oferite cetățenilor străini sunt conform așteptărilor lor sau...
De cele mai multe ori, să știți că depășesc așteptările lor. Ne place ospitalitatea oamenilor de aici, ospitalitatea cred. Și de asemenea, inclusiv ceea ce pot să găsească din punct de vedere al calității serviciilor, al a tot ce înseamnă parte de restaurant, parte de masă. Foarte mulți sunt foarte surprinși de ce înseamnă masă și bucătărie moldovenească. Plus, condițiile de cazare sunt de multe ori peste așteptările lor, după cum spunea și colegul meu. Sunt destul de strict în Republica Moldova. Un hotel de 3 stele din Paris sau din Londra va fi general mult mai slab decât un hotel de 3 stele din de aici. Da, domnule, pare straniu, dar așa dar este. Dar așa este și nu vorbim de tarife, diferența de tarife este clar în favoarea celor din marile capitale. Da, în general, practic, turiștii vin aici cu așteptări mai joase și pleacă cu zâmbetul pe buze, ceea ce este foarte important pentru imaginea destinației Moldova, dar în același timp și pentru ceea ce mai departe vor spune ei și vor povesti, pentru că până la urmă... Dar care sunt problemele cu care vă întâmpinați de obicei? Cele mai mari probleme sunt legate de transport. Totuși infrastructura ar fi... Nu, este vorba de vehicule de transport, e vorba de autocare. Flota este destul de învechită în Republica Moldova, iar agențiile mari, turoperatoare în străinătate deja au început să aibă, sunt obișnuiți turiștii cu vehicule maxim 6-7 ani vechime, Euro 4, anumite condiții de securitate pe care le impun, care în momentul acesta în Republica Moldova sunt greu de atins, mai ales în perioada estivală, când multe autocare fac pe emițător. Da. Fac pe emițător. Este foarte greu să găsești operatori care sunt obișnuiți să facă doar turism. Marea majoritate a transportatorilor și este normal, este vorba de marjă de profit, cu aceeași autocare fac și rută, ceea ce iarăși nu este permis la nivel al pieței mondiale. Încet încet lucrurile se vor regla, apar din ce în ce mai multe vehicule bune, dar totuși aici este cea mai mare problemă din punct de vedere al așteptărilor turiștilor străini când ajung în destinația Moldova. Domnul Margeanu? Da, eu aș spune că mai este foarte mult de lucru, cu regret. Noi am pierdut școala în partea ce ține de aspectul practic ca să punem bine și frumos ospitalitatea. Adică foarte frumos să-i întâmpinăm, foarte bine să-i ghidăm pe intern și la final foarte frumos să-i petrecem. Deci astea trei componente cumva au rămas ca doar câteva agenții de turism mari din Republica Moldova, care pe riscul său și din, parțial și din patriotism, dar parțial pentru că deja și-au selectat destinațiile de unde vin turiștii și câștigă bine. Deci dacă vorbim X care lucrează cu Japonia și deci vin japonezii, ei sunt foarte mulțumiți, dar ei lucrează foarte bine. Dacă să luăm o agenție medie care ar vrea să aducă încoace, el nu știe cum să găsească ghidul ăsta bine, el nu știe detaliile foarte bine tehnice, ce să-i spună, ce să-i arăt și cum să-i arăt pe toată perioada asta, la niște nuanțe specifice din țara de origine, la ce să atragă atenția, nici nu cunosc, iar experiența aceasta să o împărtășească, absolut nimeni nu dorește, deși că în principiu este avantajul comercial pe care l-ai obținut în timp. Deci aici ar fi varianta ideală dacă autoritatea publică centrală sau statul s-ar implica în a transfera bunele practici pentru cei care ar vrea totuși să promoveze turismul receptor, dar nu au suficiente informații și date despre date tehnice care să știe cu turiștii din Asia cum să lucreze, cu turiștii din Europa cum să lucreze, cu turiștii cu venituri mai modeste din țările CSI cum să lucreze. Iată, aceasta ar contribui ca noi să majorăm numărul de turism receptor. Are Republica Moldova un ghid cu toate locurile unde ar putea să viziteze un cetățean străin? Care să fie chiar promovat, vândut, pe marginea drumului, unde avem și din stegulețele care deci, se vând pe marginea de drumului. Să nu avem să și un ghid. Zic un ghid așa cum trebuie, ca la carte, nu avem în Republica Moldova, se discută de foarte mult timp, toți au viziunile țară sa. Există un ghid care avem. Îl poți deci, cu materiale promoționale, la unde noi este o problemă micuță care persistă permanent. Să recunoaștem noi cetățenii Republicii Moldova, tot nu am văzut toate locurile frumoase din țara noastră. Fiindcă poate nici noi nu le cunoaștem.
Atunci agenția, toate asociațiile, ONG-urile, ar fi bine să pună mână la mână și să facă acel ghid cât mai repede, fiindcă cred eu că este un lucru bun pentru a promova turismul în țara noastră. Trebuie să spun că m-am îndrăgostit puternic de Republica Moldova ca destinație turistică acum 4 ani la trei turism la Londra, când o agenție de aici, o agenție puternică, publicase un astfel de ghid foarte bine realizat, nu doar în limba engleză, nu doar în limba franceză, ci și în rusă, cred că era. În limba română nu exista, România nu era o piață interesantă, dar exista un astfel de catalog foarte bine realizat, care putea să dea clasă oricărui catalog al României la momentul respectiv. Asta arată că se poate, că există informația. Trebuie totuși cumva centralizată și introdusă într-o strategie. Cine trebuie să facă asta? Agenția? Deci, sau tragem la sorți. Sigur că asociațiile ar trebui să facă și în măsura posibilităților fac fiecare, așa, care mai bine, care mai puțin bine. Atunci cât de mulți n-am fi noi pe inter, să zicem, da, la noi sunt 42 de membri, după ce am făcut curățenie de 18 membri în asociație, 6 asociații în afară de a noastră, pe toate componentele, și turism receptor, și emițător, și hotelier, avem în Asociația Patronală a Industriei Turismului. Însă noi oricum nu reușim să facem ceea ce ar trebui să fac statul. Deci dacă România organizează în fiecare an, inclusiv domnul Voican a organizat pentru agențiile de turism, operatorii mass media din Republica Moldova în România, tururi informaționale foarte bune la litoral, pe balneo, statul român a făcut, alți tururi operatori mari, atunci Republica Moldova în 25 de ani a făcut doar ceea ce a făcut Asociația Patronală a Industriei Turismului. Deci noi singuri am organizat două tururi foarte mari la nivel de țară, unde au participat zeci de agenții de turism și tururi operatori, inclusiv presa și președinți de asociații de turism. Deci asta am fost doar noi, din mijloacele noastre ale membrilor noștri. Și atunci, ne punem în scop atunci să batem la ușă la cei care sunt responsabili la fel și data viitoare vă așteptăm aici în platoul Noroc TV pentru a prezenta ghidul. Sperăm noi să fie, haideți să punem un termen, maxim un an, să avem și un ghid perfect, bun, realizat aici pentru țara noastră. Da, cel puțin ghidul Chișinăului, care este elaborat de Ion Pirojoc, un prieten foarte bun de-al meu și este un ghid perfect, noi deja îl avem, este de 2 ani de zile, este foarte apreciat, este în limba română și în limba rusă. Așa că în început deja este. Dar iarăși din forțele noastre, cu posibilitățile care le avem noi. Domnilor, atunci, în opinia dumneavoastră, banii alocați de stat pentru turism, proiecte investiționale din străinătate, sunt suficiente pentru a dezvolta și promova turismul din Republica Moldova? Pot să răspund eu? Da, domnul Petru, cu drag. Dacă așteptăm să ne ajute statul, lucrurile se vor mișca greu, în orice țară. Pentru mine, personal, Republica Moldova este un exemplu pentru că aici operatorii privați s-au organizat în diferite asociații și lucrurile se mișcă. Da. Statul trebuie să devină un, sau poate dar chiar este trebuie deja, să trebuie și să fie țara. Exact, trebuie să fie un element care să unească aceste eforturi și care să le ofere o destinație sau o direcție clară, o suport clar. În continuare, Antrim, Asociația de Turism Receptor, va desfășura proiecte și desfășoară proiecte foarte bune pe ce înseamnă promovare turistică și celelalte asociații de asemenea au fiecare în parte astfel de proiecte. Mai departe, statul, în ceea ce privește ajutorul pe care îl oferă, primul trebuie să fie deschis și să ofere acel ajutor real și să ofere o direcție. Pentru că trebuie să fie undeva și să mai undeva independent să observe unde este bine și unde este rău, pentru că până la urmă este vorba de binele țării, nu de binele unui operator sau al altuia. Da, de la o asociație nu poți aștepta rezultate foarte consistente pe o perioadă de 3-5 ani de zile. Și atunci, dacă ne referim la Asociația pentru promovare turismului receptor și intern, Antrim, într-o perioadă relativ mică de timp, a avut rezultate foarte bune, ca și promovarea Republicii Moldova ca destinație turistică peste hotarele Republicii Moldova. În competiții, inclusiv între asociații, între agenții economici, cred că vom reuși să obținem acele
avantaje în a reuși să atragem un flux de turiști de acolo de unde avem nevoie noi. Doar că trebuie să ne apreciem care ar fi destinațiile prioritare pe care real am reușit să-i atragem, pentru că noi vrem și mulți vor să atragă chiar și turiștii din Federația Rusă. Dar iată că nuanțele politice sau o reticență anume nu-ți permit în a veni cu acea informație, acel element care să atragă și să vină și să cheltuie banii aici. Avem încă puțin timp până se va finaliza emisiunea noastră, dar am atâtea întrebări și am să vă rog să răspundem scurt, clar, vedem cum reușim. Cât de profitabilă este activitatea în domeniul turismului? Este o activitate profitabilă, este o activitate care, gândită bine, aduce un venit constant, nu sezonier, dar trebuie gândit și trebuie lucrat strategic, nu doar tactic, nu doar pentru moment. Domnul Mărgineanu? Sigur este așa. În Republica Moldova totuși este un domeniu unde este foarte greu să te lansezi pentru că concurența este acerbă și noi avem agenții de turism cu experiență foarte vastă. De ce venitul este unul bun, însă el poate fi obținut doar cu foarte, foarte multă muncă și inclusiv chiar și puțin noroc. Care sunt dezavantajele țării noastre sau la ce trebuie să lucrăm noi? Infrastructură, poate aeroportul este mic sau și este doar unul. Care? Drumuri. Internațional. Drumuri. Drumuri? Calitatea drumurilor. La tot trebuie să lucrăm. Deci la ghidaj trebuie să lucrăm. Nu mult, dar foarte bine plasat. Deci să avem mai multe persoane care cunosc limba engleză, avem puțini ghizi care cunosc engleză. Pare straniu, dar așa poate este. Poate companiile atunci ar fi bine franceza, să facă instruiri. La fel. Deci, eu deja m-am confruntat, noi ne confruntăm cu problema respectivă. Este. Deci, unitățile de cazare trebuie să venim cu o reglementare mai clară, cu anumite facilități, dar inclusiv și cu sancțiuni pentru cei care nu respectă, cu controlele corecte, nu abuzive. Deci, dacă avem termenul ăsta unde este prohibiție, nu se face controle. Dacă facem controle, atunci aplicăm sancțiunile respective, astfel încât ele să fie corecte pentru greșeala care o comit. Nu mai mare, nu mai mic, astfel în a se conforma toți cei care activează în domeniul ăsta pentru a diminua costurile la unitățile de cazare în partea și ține de mediul urban și totodată în a ajusta corespunzător cele din mediul rural, pentru cele din mediul rural sunt puțin mai mici, ar putea a unde crește. Deci, dar să îi ajutăm acolo să vină cu o ofertă mai diversificată la nivel local rural, ca să corespundă prețul ăsta, că altfel nu poți să ridici la... Este loc unde să ridici, dar nu poți pentru că nu este încă oferă la rural. Transportul aerian, sigur că avem de lucru aici. Chiar și prețuri? Pentru că da, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova se duc la Iași sau la București sau chiar la Cluj să plece sau să vină cu transportul aerian. Dar la etapa precedentă era Odessa și Kiev, acum mai puțin pleacă de Ucraina. Dar fluxul ăsta continuă și mai departe să fie similar. Descresc la noi prețurile, apar mai multe companii low cost, respectiv avem un flux mai mare de turiști în Republica Moldova, dar și la emițător, mai bun. Cu transportul este o problemă, nu o hotărâm într-un an, 2-3. Companiile mari, ele sunt interesate, au obține venit stabil, venitul stabil, sigur, este din turismul emițător. De ce e transportul cel mai bun? El asigură la destinație pentru emițător. De ce? Un plus mare va fi dacă totuși cumva vor reuși să consolideze operatorii mari care vin în Republica Moldova, inclusiv din România, avem trei operatori mari care au venit în Republica Moldova. Să vină și ei, da, ei vin cu transport foarte bun, dar și cu un management mai bun, care nu vine să ne creeze un pericol pe piața noastră, pentru că turoperatorii turci când vin în Republica Moldova pe destinații emițătoare spre Turcia, ei au posibilitatea a disturba piața în cazul în care ar dori. Da. Și astfel de cazuri sunt negative pentru economia țării, pentru domeniul turismului. Domnilor, avem și strategia de dezvoltare a turismului, Turism 2020. E în măsura aceasta să schimbe situația din țara noastră, a turismului? O strategie nu schimbă, oamenii schimbă.
o situație. Da, categoric de acord, 100% susțin, însă aici vreau să menționez așa. Strategia are planul de acțiuni. Planul de acțiuni la fiecare 2 ani de zile se renuiește și se publică. Dacă noi vom avea acoperire financiară suficientă pentru activitățile din planul de acțiuni pe care până acum noi nu am avut, atunci situația încetșor se va schimba spre bine, pentru că hotărârea aceasta este prima, cel puțin de ce aici cunosc eu, care a fost consultată foarte bine cu mediul în domeniul turismului. Noi personal am dat 10 de file modificări și completări, peste 80% din propunerea noastră s-a luat în considerație de către autoritatea publică la acel moment când a fost elaborată strategia. A participat Agenția de Dezvoltare a Turismului, Asociația Antrec Moldova, Antrimu și multe alte asociații care au venit punctual pe ceea ce cunosc ei bine. Dar va rămâne doar pe foaie sau mergem să facem pașii concreți? Ea nu este pe foaie, este și susținerea, cel puțin a Ministerului Economiei, este susținerea a Ministerului Educației, este Ministerul Culturii, este o susținere integrală a planului respectiv de activități, este o coordonare foarte bună la etapa finală a Serviciul Grănicieri cu Biroul Național de Statistică, cu Agenția Turismului, este și un contract de colaborare semnat pentru a pune foarte bine datele ce ține de agențiile de turism, ceea ce prezint prinderile de seamă și sunt undeva vreo 20 ceva de mii de turiști, hotelieri undeva la 95-99 de mii de turiști cazați străini, și datele statistice a Serviciul Grănicieri, unde sunt 2,8 milioane cetățeni străini intrați în Republica Moldova ianuarie-septembrie. Deci atunci când se va uni final și vor circula corect toate datele statistice, și aceasta va fi nu într-un an, nu doi, dar va fi cu siguranță, noi vom avea o certitudine care acțiuni prioritare din planul de acțiuni să obțină o finanțare mai mare pentru a schimba mai repede situația în bine. Până și fi merge cam greu, dar merge înainte, cel puțin la expoziții internaționale deja se simte schimbarea, pentru că avem mulți colegi de psihotaj, dacă ne spuneau ce cu voi, ce stand ăsta, rușine, și încercăm să mergem pe alte standarde. Atunci deja. Acum deja spun că da, participați binișor, dar este și componentul vitivinic foarte bine plasat. Înseamnă, pentru a face o concluzie, vă așteptăm în platoul nostru cu ghidul Republicii Moldova, al întregii republici. Vă așteptăm pentru a prezenta. Se acceptă, dar ne dați puțin timp pentru aceasta. Vă dăm și timp atunci. Da, aici emisiunea noastră se încheie. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție din numele echipei. Mulțumesc și invitaților mei din această seară. Vă reamintesc că alături de mine este Gabriel Mărgineanu, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Moldova, și Alin Petru, consultant în turism. O seară frumoasă să aveți!